Spune că ești în Anglia fără să spui că ești în Anglia. A început ploaia. Ne-a făcut și noi curaj să intrăm. Că aici, în zona asta, a fost castelul lui William Cuceritorul. Legenda zice că avea masa cavalerilor. Da, hai că e creepy. Zice, welcome to Royal Oak, oldest bar. Uite, oldest bar in England. E mai multe, uite câte sunt. Hai să mergem jos să le vedem. Mamă, dar ce rapidă e. Că din spate, nu știu cât de înalte sunt zidurile astea, dar poți să vezi și casa în care stă acum preasfințitul. Destul de impresionant aici, chiar la intrare, sau mă rog, ce-a mai rămas din ea. Deci, sincer, te uiți la construcțiile astea și îți dai seama cine era șeful nevul mediu. Cu o istorie ce se întinde pe mai bine de două milenii, Winchester este un oraș idilic, situat doar la o oră de capitala Londra. Cunoscut pentru catedrala sa gotică impunătoare, clădiri vechi și atmosferă medievală, Winchester atrage vizitatori din întreaga lume, datorită bogatei sale moșteniri culturale și istorice. Dacă vă plac filmulețele noastre, nu uitați să vă abonați la canalul nostru, este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. Bună, bună din nou! Bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi suntem în Winchester. Când zicem Winchester, în general ne gândim, sau noi românii ne gândim la țigările pe care le fumam în anii 90 sau părinții noștri, dar Winchester este mai mult decât atât. Winchester pentru Anglia este fosta capitală și astăzi vrem să vă arătăm și vouă ce puteți face în capitala medievală a Angliei. Stai așa! Tu fumai în 90? Aveai 5 ani! Mă rog, 7-10 ani. M-am dat de gol. Ne aflăm la primul turn care intră în oraș, partea Westgate se numește, sau intrarea de vest, și astăzi funcționează și ca un mic muzeu. Puteți să intrați să-l și vizitați. A început să și plouă, să ne adăpostim undeva. Spune că ești în Anglia fără să spui că ești în Anglia. A început ploaia. De dimineață, în momentul când am plecat, apărea că astăzi nu plouă deloc, dar în momentul când am ajuns aici, s-a schimbat de vreo 3 ori vremea. Superb! Stăm aici adăpostiți de ploaie. Să vă zicem că Winchesterul e la o oră de Londra. Există tren direct și puteți veni o zi, puteți să veniți să-l vizitați și să plecați înapoi. Am găsit aici și lista de prețuri. La intrare în turn puteți să vă luați un bilet care să acopere în mare cam toate atracțiile, deci are pentru, dacă mergeți cu 4 atracții, 21,50, dar are 3 atracții care cred că sunt cele mai principale și costă doar 12,50 lire. Că ne-am făcut și noi curaj să intrăm și prima oară am dat peste un set de scări, deci Doamne ajută! Da, ne-am luat biletele și aparent sunt valabile un an de zile. Deci dacă vă întoarceți într-un an de zile, puteți să le folosiți. Și aici, în tur, muzeul arată foarte frumos. Nu că am fi noi mari fani ai muzeelor, dar arată destul de interesant. Un pic despre istoria Tudorilor. Familiile astea două au fost cele mai importante în istoria Angliei, ca și regi și regine. Răcăminte din perioada respectivă. Chiar super fain. Ai văzut, Cristina? Rocky. Da, uite și pălărie. Uite aici, la data de zestre, armuri. Oare sunt pe bune sau sunt copii? Că e ciudat așa să le poți atinge. Haide, nu. Posibil să fie copii. Da. Uite cum arăta în secolul 13 cetatea, orașul. Vezi? Da. Uite sus cetatea aici și apoi celelalte locuințe care n-aveau nevoie de protecție și de ziduri, le vezi aici pe lângă. De ce șanțuri aveau aici? Restul ăștia care țăranii nu prea contau. Și apoi uite, în 1983 evoluția. Mergem și la etaj? Da. Mă gândesc că vederea nu o să fie ca la începuturile. Ce drăguț. Da, se vede fain. Stăteau aici în turn și păzea orașul. În față, din turn, vedem strada High Street-ul și este una dintre cele mai vechi străzi comerciale din Anglia. Aparent e de pe timpul romanilor. Aici a fost un prim oraș roman și apoi ușor, ușor s-a dezvoltat într-un oraș anglosaxon.
Dar una peste alta, da, e o stradă foarte, foarte veche, undeva la peste 2000 de ani. Am terminat cu turnul, da, undeva la 10 minute, mai mult nu, nu aveți ce să faceți în turn și mergem la următoarea locație. Aici, în zona asta, a fost castelul lui William Cuceritorul, sau mai bine zis, primul castel construit în Anglia de William Cuceritorul. Din păcate, mare lucru n-a mai rămas din el, doar aici, partea asta jos, cu niște tuneluri, pe unde cred că spre partea cealaltă se intră. Și sala este interesantă, cel puțin pentru noi, ne s-a părut interesantă, că legenda zice că avea masa cavalerilor. Cavalerii, masa rotundă a cavalerilor. Cavalerii mesi rotunde. Dar doar masa a mai rămas. Da. Și mergem și noi să o vedem. Da, pe aici se intră, deci aici stai în peruinele castelului. Cred că se poate intra și vizita, dar până la urmă mare lucru n-ai ce să vezi, că sunt niște beciuri. Da, este o placă aici cu Magna Carta. Magna Carta a fost cumva primul decret dat în care se îngrădeau cumva libertățile regelui, adică nu mai făcea el neapărat ce vroia și trebuia să fie supus consiliului. Cam astea sunt ruinele fostului castel. Uite aici, passageways. Aici se poate intra. Da. Vrei să intrăm și noi să ne uităm despre ce e vorba? Da, e un pasaj așa în dreapta. Da, hai să mergem, dacă toți suntem aici. Te las pe tine să faci onorurile și să mergi prima. Ce-o fi ținut oamenii ăștia în beciurile astea? Nu mai ești. Dar e pasaj, nu-i beci. Trece. Da, nu știi ce era, că era sub castel inițial. Deasupra a fost castelul. Acolo sigur nu vreau să merg. Nici eu, că pare foarte întuneric, deci clar. Uite, are și gratii, Cristina. A, ok. Mamă, deci că e o închisoare din aia. Da, și aici ieși. Înapoi. Da, înapoi, acolo. Atâta-i? Atâta-i. Părea mai lume acolo pe ăla. Bă, cred că mai intri, că acolo pare o altă curte. Ecou! Da, hai că e creepy. Da. Hai, Cristina, să vedem și noi masa cavalerilor rotunzi. Față, porțile astea de metal pe care le vedeți aici au fost construite sau refăcute din nou așa din metal în momentul când s-a căsătorit prințul Charles cu prințesa Diana. Arată așa un pic de poveste, de filmele cu urzeala tronului. Față avem și celebra masă. E o legendă mai mult decât orice, pentru că s-a făcut un test și s-a dovedit că masa e undeva, lemnul, materialul, e undeva din secolul 12, deci undeva pe la 1100 și ceva. Iar în față, adică cum o vedem astăzi, a fost redecorată de Henry al VIII-lea, care a cerut să fie pictată și să fie pusă, nu, să aibă numele cavalerilor în jur. Și vedeți, în mijloc este practic sigiliu, e trandafirul care era sigiliu casei Tudorilor, iar în poza de sus ei zic că e regele Arthur în tinerețe, dar seamănă izbitor de mult cu regele Henry. Vedeți, aici e practic, așa să vă arăt, undeva aici era toată fortăreața, tot castelul și aici e sala, se vede, deci aici e sala, așa, și aici era castelul în partea asta, dar momentan ați văzut ruinele afară și sala care a rămas întreagă. Și aici vezi că aici unde am fost mai devreme. Da, și aici intrarea unde am fost noi mai devreme. În 1642 a fost vândut Great Hall pentru $100 de lire.
E fascinant când mergi în clădiri din astea, e faptul că sunt de 1000 și ceva de ani, sau aproape 1000 și ceva de ani vechime. Adică uite cum arată asta după 1000 de ani. Da. Probabil a mai, mai fost restructurat, refăcută, dar s-a păstrat bine de tot. Ieșim un pic și în grădina din spate, care pe vremuri se foloseau, sau grădinile de genul, erau folosite pentru a crește plante medicinale și plante parfumate. Am terminat cu sala și acum ne îndreptăm spre High Street, spre zona comercială, unde mergem să vedem două dintre cele mai vechi pub-uri din Anglia, undeva de la anul 1000, un pic peste anul 1000, unul dintre ele parcă e din anul 1055 și celălalt o anul 1002, 1003, ceva de genul. Am auzit că sunt și vânturile, așa că hai să vedem. Da, deja mi-e frică. Și la pub-ul de care vă ziceam, că o să mergem un pic să ne uităm. Arată foarte interesant și cumva așa când te uiți la el te gândești cam cum își trăiau viața socială oamenii acum 1000 de ani. Cum se întâlneau aici, cum funcționa totul, cum te serveau la masă, cum era mâncarea, nu știu, foarte multe întrebări. Și dacă ajungeți aici, să nu uitați să intrați pe aleea dintre, mă rog, pe lângă pub. Da, uite și pe tablița asta scrie ceva sus. Scria că a mâncat o rugină. Zice, welcome to Royal Oak, oldest bar. Uite, oldest bar in England. Dates back to 1002. Intrăm și noi în cel mai vechi bar din Anglia? Hai să pășim și noi în timp, să zici. A, da, n-au mochetă pe jos. Păi pe vremea aia nu cred că erau mochetă, au încercat să recreeze aceeași atmosferă. Da, hai să ne întoarcem mai încolo. Mai facem o plimbărică. Dacă ați mai fost în pub-uri în Marea Britanie, arată ca orice pub, doar că e puțin mai faimos. Chiar aici în față, lângă nenea asta care face tot felul de exhibiții, aici avem crucea de unt, se numește. Aici era locul unde se întâlneau comerciații și vindeau produse lactate. Pe partea de jos a clădirilor vedeți tunelul ăsta și stâlpii. În felul ăsta evitau taxele în evul mediu. De asta au fost multe făcute pe piloni, pentru că în momentul când erau puse pe piloni și nu mai atingeau pământul, nu mai plăteai taxe. Omul sincer mereu a fost ingenios, indiferent de situație, mereu s-a descurcat. Ajungem și în piață, artizanat, asta făcute manual. Era și de piele și de blănuri și... Da, alea de produsele alea de piele păreau noi și astea aici apar noi. Da. Uite. Da. Ha, uite pisica din șuruburi și din... Unde ce e asta? Lanț de biciclete, cred. Și șuruburile. Da, ce bine arată. Și pisica la fel. Da. Uite și ăla de acolo, cățel sau ce e. Da. De lângă. Ai, șoarece nu pisică. N-au și mâncare. S-a trezit foamea din mine. Hai să vedem ce au. Da, uite și haine am văzut aici. Da. Tot felul de chestii.
Aș spune că piața asta e undeva 80% cu lucruri manuale, adică majoritatea sunt lucrate manual și sunt foarte interesante. A început ploaia, așa că ne-am schimbat puțin planul. Eu o să mergem repede să mâncăm ceva. Am ochit noi acolo pe High Street, la unul dintre puburile super vechi de 1000 de ani. Am văzut că e un restaurant Ask Italian și o să mergem și noi să mâncăm ceva italienesc Anglia. Da. În cel mai vechi pub, sau unul dintre cele mai vechi puburi din Anglia, mâncăm italienesc. Italienește? Italienesc? O să merg o pizza, mamma mia. Și noi pe aici unde au construit astea să evite taxele. Noi evităm ploaia. Ăștia de întotdeauna, mă, în natura umană e să eviți taxele cumva. Deci dacă n-au putut să le pună pe pământ, au făcut ei cumva să le pună în aer. Da, haideți să vedem ce mâncăm, că mi-e foame. Mă uit și eu acum pe meniu, nu știu, o pizza vreau, dar nu știu. A venit pizza și ca să vă dau un punct de referință să înțelegeți cât de mare e, asta e mâna mea și restul e pizza. Deci mare, super mare. Abia o încadrez aici. Deci cât antebrațul, gen, cât antebrațul e toată pizza. Acum să vedem cât de bună e. Cristina, tu ce ai acolo? Pește cu legume. Da, cineva care are grijă de siluetă și mănâncă sănătos, nu ca alții. A zis că e bună. În caz de nu auziți, a dat acordul și a zis că e bună. Terminat cu pizza de un metru. S-a oprit și ploaia. Ne-am distrat. Da, fiecare bucătură din pizza a fost cumva, te gândești că a fost istorie în ea. Dacă tot a fost gătită. Dacă tot a fost gătită în unul dintre cele mai bătrâne puburi din Anglia, a fost un pic de istorie în pizza. Ideea e că acum mergem să vedem unde s-a făcut făina pentru pizza. Următoarea locație pe lista noastră este moara orașului, care aparent produce încă făină și te duce așa într-o scurtă călătorie în timp, arătându-ți cum se făcea făina acum aproape 1000 de ani. O altă clădire pe care o puteți trece pe listă dacă veniți să vizitați Winchester e aici în față. De-a lungul istoriei a funcționat ca primărie, ca poliție, ca pușcărie, mă rog, toate împărțite pe secții. Nu cred că a fost toată pușcărie sau toată doar secție de poliție sau toată doar primărie. A funcționat ca de toate. Inițial a început ca loc în care se colectau taxele și apoi, odată cu evoluția societății, a evoluat și clădirea cu diferite funcții. În față avem și statuia regelui Alfred, care este probabil unul dintre cei mai importanți regi ai Wessex-ului. Odată cu el, sau mă rog, pe vremea lui a început ideea de o Anglie unită și apoi primul care chiar a reușit să o unească a fost un regele numit Æthelstan. El a fost primul. Am ajuns și la Moara cu pricina. Am ajuns la Moara cu pricina să ne măcinăm făina. Hai că o să iau bilete. Sper să fie gratis. Nu e. Nu e? Nu. Te pun ăștia să macini făina ca să te lase să intri. Hai, cu tupeu. You can see the middle? Yeah. Yes. Yeah. Are you members of the National Trust? No. No, that's fine. So it is free. We just say if you enjoy it and you wanted to make a donation afterwards. Okay. But there's no obligation. Enjoy. Thank you. Facem donația mai încolo, hai, doi. Vezi ce interesant. Mă uit acum cu celul care este sistemul. Funcționare. Magic. Can we buy flour? Today? Unfortunately, we're not milling now. When you go downstairs, if you go down there and have a look at the machinery underneath, that's all the drive machinery. You'll see the problem that we've got with the water wheel and the main axle. All right. We're about $2,500 off. Having enough money to restore it all. Nu mai macină pentru că au ceva problemă. Uite vidra, Cristina, uite-o. Ai, live. Este mult. Uite câte sunt. Hai să mergem jos să le vedem.
Mergem să vedem vidrele. Da, cum ziceam, aparent au o problemă la roată și așteaptă încă undeva, cât ziceau că sunt short of în... 2,5 milioane. Nu, 2,000 și ceva de lire, a zis. A, da, mamă, ce repede e. 2,000 și ceva de lire ca să repare roata. Deci, da, momentan e pe pauză, nu putem măcina nimic. Mamă, dar ce rapidă e. Se scrie la fiecare cât costă. Roata, da. Uite aici mecanismul, unde de aici e? Pleacă. Deci aia mare o întoarce pe asta și după aia urcă. A, și fiecare cât costă ca să fie refăcută. Exact. Dar unde sunt vidrele? Aici undeva erau, sau erau înregistrate, nu era live, Cristina, erau înregistrate. Uite, au acolo gaură pe unde să intre, vezi? Ok. Uite, în partea aia au gaură. Și probabil că aici se odihnesc și ele. Frică lui Cristina să treacă pe podeți. Ce-i drept, îți dă un pic de... îți dă o senzație așa... Are debitul foarte mare. Ce spui? Are debitul foarte mare. Păi da, că ziceam, e principiul, practic, îngustează coridorul apei să aibă putere. Ca să învârtă roata, să aibă putere mai mare. Ce erau deștepți, mă, de mult. N-au devenit deștepți acum. Da. A, și aici în spate o cafenea. Nu-i cafeneaua, e grădina. Acolo. Păi cafeneaua înăuntru, dar poți să-ți iei cafea și să vii aici în spate. Da, foarte curată apa. Da, arată... ce dâncă e aici. Și e limpede. Da. Și de ce e așa limpede, Cristina? Nu, de ce Gabriel? Pentru că e patul de dedesubt e făcut din cremene. Piatra aia care o ciocnești și ia foc. Ok. Și funcționează ca și filtru pentru apă și undeva cremene amestecat cu cretă. E destul de unicată chestia asta. Sunt undeva în jur de 200 de râuri în toată lumea, dintre care toată lumea. În toată lumea, da. Dintre care 165 sunt în Anglia. Hai să mergem mai încolo un pic. O vila moară. Înveți puțină istorie, bei o cafea. Hai să mergem și noi până în capăt de tot acolo la colț. Să vedem și noi ce se întâmplă acolo. Auzi, Cristina, aici te poți pune și faci schema aia din Titanic. Și acum vine Celine Dion. Îți dă senzația că ești pe barcă. Deci dacă stai acolo în mijloc... My heart will go on. Da, fain. E o călătorie în timp aici, de la început și până în prezent. Zis să nu mă audă, dar Cristina a donat 3 lire pentru moară. Sunt foarte mândru de ea. Și 3 lire pentru înghețată. Vreme absolut superbă care merită o înghețată. Tot în Winchester a trăit și a murit celebra scriitoare Jane Austen. Pentru cei care nu știu, Jane Austen a scris romanul Mândrie și Prejudecată, după care a fost făcut și celebru film. Acum, sincer, cred că e o poveste de dragoste. Mare lucru, nu știu nicio despre el. Tu știi ceva, Cristina? Nu. Da, și e chiar înmormântată, pentru că se zice că a avut ceva conexiuni. E înmormântată în catedrala din Winchester, unde o să mergem și noi mai târziu să vedem despre ce e vorba. O să căutăm și casa ei. Poate găsim. E undeva... pe aici, prin zonă, nu e departe. E, atâta știu că e galbenă. Ne plimbăm puțin pe lângă râu și apoi o să mergem să vedem ruinele unui, să-i zicem, castel. Un fost castel. Practic era proprietatea bishopului, că în vremea evului mediu, bishopul era cam acolo, după rege, imediat. Da, și mergem să vedem ruinele castelului lui și apoi o să încercăm să găsim și casa lui Jane Austen. Cred că aici, în zona asta, se vede cel mai bine cât de limpede e apa. Și se vede chiar la jos, la bază, se văd și pietrele de cremene. Foarte verde și cu zidurile astea în spate.
bă, chiar m-am îndrăgostit de Winchester. Ieși de la clădirea de la moară, treci strada și vii ușor pe lângă râu. 5 minute ești aici la fosta căsuța, fostul castel al bishopului, al preafericitului. M-a rămas, mă uit aici, asta e încă reședința care există și azi, unde chiar stă bishopul. Okay. Și în spate, acolo sunt rămășițele castelului, vezi? Uh-huh. Și a fost, cum se numește? Wolvesey Castle. Cred că pe partea cealaltă, nu știu, noi suntem aici. Și dacă mergi, așa intrăm la, și pe aici intrăm pe poarta asta. Da. Intrăm și mergem la castel, da. Cred că din spate, nu știu cât de înalte sunt zidurile astea, dar poți să vezi și casa în care stă acum preasfințitul. Corecta Cristina, că tot zic bishop. E bishop, se traduce episcop. Acum, na, cred că toată lumea știe ce e la bishop. Dacă nu e episcop, dacă nu e prea fericit și prea sfințit. Destul de impresionant aici, chiar la intrare, sau, mă rog, ce a mai rămas din ea. A fost dărâmată în timpul războiului civil din Anglia. Și să mergem înăuntru să vedem exact ce a mai rămas din ea. Avea un picuț, avea amprenta la sol. Nu ca apartamentele noastre din ziua de azi, ăsta nu ducea lipsă de spațiu. Avea aici și debaraj și living și tot ce vrei. A, uite cum a rămas și arcada asta, s-a dărâmat ceva din ea, dar încă a rămas în picioare. A suferit ceva damage, ceva distrugere în timpul Revoluției, dar după a fost lăsat în paragină, practic. S-a mutat bishopul de aici și din cauza asta s-a distrus mai mult. Acum, sincer, lasă niște ruine, nu știu cât de super șmechere e locația, dar ținând cont că e gratis, e ok să faci o vizită, nu? Că nu sunt foarte multe lucruri gratis în ziua de azi. Următoarea și ultima locație pe lista noastră este, am lăsat-o la urmă pentru că e cea mai impresionantă. Să vedem dacă mai e deschisă, să vedem cât costă să mergem să o vizităm, dar vorbim despre catedrala orașului. Ca în orice țară din Evul Mediu, religia avea un loc important în societatea lor, așa că de obicei toate bisericile, catedralele care au fost construite în Evul Mediu sunt foarte impunătoare și frumoase. Dar reajustare de traseu, am uitat că vrem să vedem și casa lui Jane Austen. Adică, na, mergem să vedem unde a trăit și unde a murit una dintre cele mai mari scriitoare ale lumii. Așa, măcar o scurtă trecere în revistă să vedem și noi cum arată și după aia mergem la catedrală. Mergând spre casa lui tantea asta Jane, am găsit și o librărie care e de la 1700 și ceva. Și mă gândeam așa că probabil în librăria asta a venit și scriitoarea Jane Austen să-și caute puțin sursa de inspirație. Da, chiar e acolo. History și Jane Austen. E un raft întreg, probabil cu cărți de ale ei. Până la urmă și-a făcut Cristina treaba și a găsit casa lui Jane Austen. Era chiar lângă librărie. Și încă la e librăria. Să vă dau așa un punct de referință. Acolo e librăria și aici e casa. Și undeva în partea din stânga, dincolo, am venit de la castelul Woolsey. Woolsey? Zic bine? De la castel, de la ruinele castelului. Undeva la 2 minute de mers pe jos. College Street se numește aici. Asta e cealaltă poartă care a mai rămas în picioare. Deci e poarta prin care am intrat noi și asta.
Imediat ajungem la catedrală. Astea sunt testul, adică e aproape, nu știu, 5 minute distanță unele de altele, adică nu ai de mers mult. Am văzut pe net că poți să urci undeva, e o potecă la capătul High Street-ului, nu mai știu în ce parte, și poți să urci sus, să vezi orașul de sus. Acum nu știu dacă mai avem timp să mergem, dar există și posibilitatea asta. Bă, mă uit acum că am ajuns, da, la catedrală și nu degeaba e cea mai lungă catedrală din Europa. Cât are? 173 de metri? Da, ceva de genul. Chiar e lungă, chiar e impunătoare. A început construcția undeva în secolul XI și s-a construit până în secolul XVI. S-a tot adăugat, s-a tot construit, s-a tot mutat. Deci, sincer, te uiți la construcțiile astea și îți dai seama cine era șeful în Evul Mediu. Care e situația, Cristina? Se poate intra sau nu se poate intra? A, deci e aniversarea cuiva și au închis pentru public. Da, ceva 25 de ani, nu știu, dacă fiu căsătorie sau ceva. A, okay. Cam asta a fost incursiunea noastră în orașul istoric Winchester. E chiar drăguț, foarte multă istorie. Foarte multe cafenele drăguțe, mâncare bună, mâncarea într-un, cum se cheamă, într-un clădire pub foarte vechi, are un gust diferit. Ideea e că High Street-ul, fiecare casă, clădire, se vede că e foarte veche și e plin, fiecare, gen ori un magazin de haine, cât de cât local, un restaurant sau cafenea. Da, totul și e foarte, foarte autentic. Foarte autentic, da. Da, da. Deci, până data viitoare, vă pupăm și vă așteptăm la un nou vlog. Să aveți grijă!